Buzăul ar putea avea de suferit la capitolul omogenitate la începutul sezonului viitor. Sarcina lui Ovidiu Mihăilă de a suda relațiile de joc ale echipei sale va fi una destul de dificilă în contextul în care 6 jucătoare vor părăsi Gloria. Cele mai importante nume sunt Andela Ianușević, care va evolua la Siofoc, Bobana Clicovaci, Râmnicu Vâlcea și Ana Maria Iuganu, care se va transfera la Gloria Bistrița. Vor pleca de asemenea veterana Alina Iordache, Patricia Moraru și Mădălina Pușcaș. Gloria punctează totuși la capitolul veniri, numai puțin de 7 jucătoare cu nume, dându-și acordul de a evolua de la anul în tricoul roș-albastru. 2 portari excelenți ai Ligii Florilor vor concura pentru postul de titular, atât Batinovici de la Vâlcea, cât și Nenezici de la Brăila, urmând a apăra buturile buzoiene. De la Gloria Bistrița vor veni 2 handbaliste importante, Natalia Vasilevskaya și extrema Andra Moroianu. Tot la Buzău vor ajunge și colegele Liubicei Nenezici, ex-brăilencele Bianca Tiron, Alina Cet și Mădălina Zanfirescu. Rămâne de văzut cât de bine se vor integra cele 7 nou venite. Pe surse, conducătorii de la Gloria ar negocia și cu alte nume mari din Liga Florilor. Negocieri s-au purtat inclusiv cu Ziana Ilina, dar sportiva din Belarus a optat pentru Podravka, Coprivnița, echipă de Champions League.